Bună ziua, mă numesc Stas Ghilețchi și activez în cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Și astăzi am o deosebită onoare să moderez acest panel. Astăzi IPRE organizează cea de-a 8-a videoconferință EU Debates Cafe în format online din anul 2020. Evenimentul este organizat împreună cu, în parteneriat cu Prives.eu și cu suportul oferit de către Fundația Hans Seidel. În cadrul acestor dezbateri încercăm să discutăm subiectele de actualitate și să găsim soluții bune pentru problemele cu care ne confruntăm și se confruntă cetățenii în fiecare zi. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre mobilitate. Evenimentul de astăzi este organizat și în contextul Săptămânii Europene a Mobilității. În perioada 16-22 septembrie au fost organizate mai multe evenimente, inclusiv în municipiul Chișinău, evenimente care au avut scopul să încurajeze să utilizarea transportului alternativ. Totodată, tema aleasă pentru anul acesta, pentru Săptămâna Europeană a Mobilității, a fost mobilitatea cu zero emisii pentru toți. Astfel, comunitatea europeană pune un accent tot mai mare pe accesibilitatea la un transport cu emisii reduse și cu implicarea sau crearea unui cadru favorabil pentru implicarea cetățenilor la elaborarea politicilor publice, inclusiv în domeniul transportului. Astfel, orașele trebuie să fie construite și administrate într-un mod în care să asigure, să maximizeze acest acces la oportunități, totodată, pe de o parte, să asigură o dezvoltare fără a crește emisiile de carbon, poluarea și congestia. Astfel, politicile de transport au un rol esențial pentru dezvoltarea durabilă, pentru stimularea utilizării transportului public, pentru încurajarea mersului pe jos, fie inclusiv și cu bicicleta, și pentru descurajarea utilizării mașinilor private. Despre acestea și multe alte subiecte vom discuta astăzi împreună cu invitații acestei discuții și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să participați la acest eveniment organizat de către IPRE. Deci astăzi vom discuta cu domnul Victor Cheronda, viceprimar al municipiului Chișinău, Cristina Voroneanu, coordonatoare proiecte și cercetare la organizația Primăria Mea, domnul Andrei Tudos, activist civic și administrator al paginii de Facebook Orașul pentru Oameni, și doamna Victoria Boțan, din partea Asociației Motivație. Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru participare! Totodată, înainte ca să începem această discuție, aș vrea să amintesc pentru cei care ne privesc pe Facebook sau prin intermediul paginii prives.eu că aveți ocazia să adresați și întrebări. De aceea, după intervențiile vorbitorilor, vom încerca să preluăm și întrebările care vor fi adresate prin intermediul relațiilor, prin intermediul rețelelor de socializare. Deci, pentru început, aș vrea să, așa cum am anunțat, având în vedere că tematica aleasă pentru această discuție este prioritățile în politicile de transport, aș dori ca fiecare vorbitor pe scurt să prezinte punctul lui de vedere cu privire la principalele provocări, probleme cu care se confruntă infrastructura în capitală și care ar trebui să fie prioritățile pentru perioada următoare, prioritățile de politici în domeniul transportului. De aceea, așa cum am menționat în agenda, vom începe cu domnul Victor Cheronda și ulterior voi numi vorbitorii. Așa cum am menționat, între 35 minute prima intervenție. Mersi. Bună ziua tuturor! Haideți, da, așa cum avem nu foarte mult timp, o să expun așa în linii generale care sunt la moment prioritățile, să zic, a municipalității cu referire la transport și mobilitate. De fapt, noi suntem acum într-o situație în care trebuie să reieșim din ce avem și să, cu ceea ce avem să facem maximum
posibil ca să îmbunătățim situația. Nu vorbim acum despre, eu știu, planurile de termen lung, pentru că ele, să zic așa, abia sunt în elaborare, suntem la etapa când abia stabilim care sunt strategiile de dezvoltare ulterioară. O să vorbesc despre principalele probleme legate de mobilitate la moment. Așa cum spuneam și anterior, înainte de a ocupa această funcție, noi avem trei mari probleme legate de mobilitate. În primul rând este faptul că avem o mobilitate foarte orientată pe automobilul privat. Deci așa au fost practicile de dezvoltare a urbană sau de dezvoltare a transportului și în toată istoria orașului, mai ales în ultimii ani, când practic acest domeniu a fost lăsat la să se dezvolte de sine stătător cumva. Nu a avut municipalitatea politici clare în acest sens, decât anumite tentative de îmbunătățire a transportului public. De asta avem, așa cum ziceam, o modalitate de deplasare focusată în mare parte pe automobilul personal. Și asta generează la rândul lor foarte multe probleme. Ambuteiaje, lipsa locurilor de parcare, presiune înaltă pe sistemul de infrastructură rutieră și alte probleme legate de poluarea aerului, deci probleme conexe legate de o astfel de mobilitate. A doua problemă este legată de transportul public subdezvoltat, care nu oferă servicii suficient de bune și de calitative, astfel încât oamenii să se simtă motivați să-l folosească, chiar în detrimentul transportului privat. Și asta cumva nu permite oamenilor să avem această trecere de la transportul public focusat sau prioritizat pe automobil la transportul public multimodal. Și a treia problemă ar fi problema infrastructurii pietonale și lipsa totală a infrastructurii de transport alternativ. Deci deplasarea prin oraș este un chin. Deplasarea pe jos, deplasarea cu bicicleta sau cu trotineta electrică este foarte periculoasă. Și doar puțini oameni pot să sau îndrăznesc să folosească aceste moduri de transport. Despre capacitatea sau deci adaptarea infrastructurii la necesitățile de mobilitate a persoanelor cu mobilitate redusă nici nu mai vorbesc. Unui om sănătos pe două picioare este foarte greu să se deplaseze și inconfortabil să se deplaseze prin oraș din cauza trotuarelor sparte, a mașinilor parcate pe trotuare, a glodului care se formează sau, eu știu, a zăpiezii care se topește și așa mai departe. Din acest motiv, toate aceste lucruri fiind legate între ele, soluția pe care o văd oamenii este una simplă, să-ți cumperi mașină și să circul cu ea. Deși este problematic și deși generează tot o sumedenie de probleme, este cel mai optimal mijloc de deplasare la moment. De asta obiectivele noastre acum, în termen scurt și în termen mediu, sunt de a contribui sau de a focusa eforturile pe care le putem direcționa acum, deci inclusiv financiare sau în mare parte financiare, pe îmbunătățirea transportului public, asigurarea unui minim necesar de unități de transport, astfel încât să avem o conexiune minimă posibilă cu suburbiile, între sectoare, în anumite zone ale orașului unde există lapsusuri acum în acest sens. Doi este îmbunătățirea minimă și intervenția minimă în infrastructura trotuarelor pentru a asigura un minim de calitate de circulație pietonală. Și vorbim aici de măsuri mai mari, cum ar fi reparația integrală a trotuarelor pe o stradă sau măsuri mai mici și punctuale unde, să zicem, coborârea bordurilor sau amenajarea unor pante de acces și așa mai departe. Și a treia ar fi dezvoltarea unei infrastructuri pentru transport alternativ. Piste pentru biciclete sau benzi dedicate pentru biciclete, eu știu, sau anumite facilități speciale de parcare sau de stimularea folosirii acestui transport alternativ. La moment suntem în etapa, știți, de încercare sau cumva de testare acestor soluții.
A fost realizată o porțiune de bandă dedicată pentru transport public, comasată cu benzile de biciclete. Suntem în construcția unor piste dedicate pentru biciclete. Avem, chiar recent am prezentat proiectul reorganizării străzii 31 august, cu crearea acestei infrastructuri adiționale pentru transport alternativ. Suntem în proces de achiziție a 100 de autobuze în cadrul unei licitații publice. Cred că într-o săptămână, două vom avea claritate în acest sens. Suntem în proces de achiziționare 25 de troleibuze noi, cum noi, pentru noi o să fie noi, ele sunt uzate, deci folosite deja în Riga, dar sunt într-o stare foarte bună și putem să le achiziționăm la un preț foarte mic, fapt care ne permite cu bani puțini să cumpărăm multe unități de transport ca să suplinim acolo unde ele nu sunt. Ca să atingem până la finele anului sau, eu știu, până la mijlocul anului viitor, un minim decent de asigurare a transportului public. Evident că pe termen lung trebuie să dezvoltăm strategii și să găsim acele instrumente care să permită implementarea acestor proiecte sistematic. Vorbim despre modalitatea de finanțare, da, alocarea sau identificarea unor surse stabile de finanțare a acestei infrastructuri, crearea unor unități special dedicate în cadrul municipalității care se vor ocupa permanent de aceste activități, și elaborarea unor documente strategice care să fie implementate sistematic, pas cu pas, indiferent de cine este la primărie și ce se întâmplă, eu știu, în politică sau în alte lucruri. Deci asta ne propunem să identificăm și să stabilim pe termen lung. Cam asta ar fi așa în linii generale o descriere a situației. Mulțumesc, Victor. Într-adevăr, au început mai multe lucruri să fie implementate. Dacă vei mai reuși să fii cu noi, vor fi mai multe întrebări pe parcurs, dar acum aș dori să ofer cuvânt și doamnei Cristina Voroneanu. Știu că ea, împreună cu primăria mea, monitorizează foarte mult ce se întâmplă la nivel local și am vrut să văd în ce măsură sunteți în contact permanent și cu cetățenii, cum văd cetățenii sau care ar fi problemele cu care se confruntă cetățenii zi de zi și care ar fi, din punctul lor de vedere, acele priorități și în ce măsură prioritățile menționate de Victor se regăsesc inclusiv la problemele pe care le-ați identificat atunci când discutați cu cetățenii. Mersi. Mersi și eu și salutare tuturor. Deci, pentru că întrebai din perspectiva cetățenilor, am să mă întorc un pic în trecut, înainte de campania electorală, în august 2019, atunci când organizația pe care o reprezint, primăria mea, a desfășurat un sondaj împreună cu Magenta Consulting. Iar una dintre întrebările de bază a acestui sondaj a fost să vedem care sunt prioritățile sau problemele prioritare pentru locuitorii municipiului Chișinău, atât locuitorii din orașul propriu-zis Chișinău, cât și locuitorii din suburbii. Iar ulterior am făcut un top al acestor 5 priorități, iar transportul public este pe locul 3. Pe locul 1 sunt drumurile și trotuarele, care de asemenea țin de mobilitate. Respectiv, astfel se reflectă ceea ce de fapt își doresc oamenii, iar atunci când ne-am întrebat despre transportul public, i-am întrebat cum anume asta îi afectează și ce aspect a transportului public îi interesează mai mult, iar ei ne-au spus despre numărul unităților și despre orarul circulației transportului public. Respectiv, situația este în felul următor. Oamenii vor cel puțin să aibă suficiente unități de transport pentru ca să poată să se deplaseze. În special, lucrul ăsta este foarte evident în suburbii, unde este o lipsă de unități de transport public. Și ei vor să știe concret cât timp trebuie să aștepte în stații. În special, asta este valabil din nou pentru suburbii, unde este o distanță mai mare pentru a ajunge în oraș, la lucru, la școală sau unde au nevoie să se deplaseze, respectiv este mai important pentru oameni să știu dacă așteaptă 20 de minute, în aceste 20 de minute sigur o să vină un transport care o să-i ducă la destinație sau nu. Deci, numărul unităților este foarte important, orarul, dar pe lângă aceasta, odată ce se îmbunătățesc aceste aspecte, oamenii desigur vreau ca să aibă niște unități confortabile, în care se simt sigur să circule, care sunt accesibile pentru toată lumea, pentru persoane în vârstă, pentru persoane cu necesități speciale.
Din experiența noastră cunoaștem că în timp ce aceste măsuri încep să fie implementate, oamenii devin mult mai pozitivi și față de administrația publică și față de locuitori și alte probleme. Atât timp însă cât oamenilor nu le sunt asigurate necesitățile de bază să ajungă la destinație, atunci asta este principala lor preocupare. Și transportul alternativ, accesibilitatea față de alte persoane, trece pe locul 2 sau 3 și nu suntem conștienți de acest aspect. Mersi pentru această intervenție foarte punctată. Într-adevăr, și sondajul realizat de către dumneavoastră confirmă faptul că drumurile, trotuare și transportul public se regăsesc în acele priorități și bucură faptul că tot aceste priorități, într-o anumită măsură, au fost preluate de către primărie și observăm că în acest domeniu încep să se miște parțial lucrurile și totodată o altă observație ar fi că, de exemplu, chiar și orarul nu sunt întotdeauna, cetățenii nu doresc doar investiții foarte, foarte scumpe în anumite domenii. Sunt elemente simple care nu sunt așa de scumpe, care ar putea să fie implementate astfel încât să creștem acest grad de confort pentru cetățeni. Mersi mult. Următorul vorbitor ar vrea să-i fac cuvântul domnului Andrei Tudos. La fel, este o persoană foarte activă în domeniul rețelei de socializare și în general ce se întâmplă în infrastructura din municipiul Chișinău și ar vrea să văd și punctul tău de vedere cu privire la cum crezi tu, care sunt problemele, dacă sunt probleme așa cum le-au identificat antivorbitorii tăi și cu care crezi că ar trebui să fie prioritățile pentru, de exemplu, următorul an de zile pentru Chișinău. Da, bună ziua și mersi că mi-ați oferit șansa să particip la această dezbatere. Punctul meu de vedere, cumva, eu cred că va repeta și opinia domnului Chiron, da, și a Cristinei, deci și cetățenilor respectiv, că chișinăuienii au nevoie de o altă politică de mobilitate decât cea care s-a aplicat până acum. Deci a fost un fel de mobilitate a fost lăsată la îndemâna cetățenilor ca să-și rezolve singuri. Și, cum a spus domnul Chironda, oamenii alegeau soluția cea mai simplă, să-și cumpere un automobil. În general, metoda de a călători zilnic este aleasă de oameni după trei factori, după preț, după confort și după viteza de deplasare. Deci, atunci când în transportul public suferă viteza și confortul, iar omul își poate permite o altă metodă, el alege mașina. Atunci când un biciclist nu simte confort în trafic, dar vrea să ajungă repede, el iarăși alege mașina. Da? Din fericire, Chișinău are deja o rețea foarte bună de transport public, doar că ea trebuie îmbunătățită. Deci, noi avem linii de troleibuz, avem unități de transport, doar că aceasta trebuie modernizată, pe alocuri trebuie extinse rețeaua de contact, schimbate macazurile astfel ca troleibuzele să poată circula mai repede. Avem nevoie de unități de transport nou, avem nevoie de benzi dedicate și așa mai departe. Deci noi nu avem nevoie acum să căutăm soluții science fiction, gen metrou sau monorail, chiar această soluție mi se pare că era menționată cumva într-un studiu din 2007 sau de prima aceea. Deci nu avem nevoie de ceva extraordinar, doar trebuie să punem la punct și să modernizăm ceea ce avem acum. Deci primii pași care i-a făcut primăria în ultimul an, deja se observă o tendință corectă, faptul că s-a încercat crearea unei benzi dedicate și
se intenționează să fie extinse aceste benzi dedicate, că se lucrează la etichetare electronică, că se planifică regândirea tuturor rutelor de transport, pentru că aceleași trolebuze avem deseori că multe rute se dublează. Noi trebuie să ne gândim cum am putea optimiza aceste rute, excluzând dublarea, dar făcând posibilă transbordarea de pe o linie pe alta cu tichet unic. Avem nevoie de parcări de acestea la periferii, de tip park and ride, unde lumea din suburbie va veni cu mașina, va lăsa mașina la periferie și va urca cu biletul de la parcare în trolebus pe care îl va putea folosi toată ziua, să zicem. Și iarăși, să nu uităm de bicicliști. Ei, bicicleta tot este un mod de transport. Unii nu iau în considerație că și mersul pe jos tot este un mod de transport. Apropo, recent, analizând diferite orașe, am observat că în Paris zilnic peste 60% din locuitorii orașului merg pe jos la serviciu, pe jos. Deci mersul pe jos este unul din cele mai, să zicem, sustenabile și cele mai verzi, așa să le spunem, mijloace de transport. Pentru asta trebuie să facem trotuare accesibile și sigure, treceri de pietoni, rampe de acces și așa mai departe. Deci trebuie să înțelegem acest lucru, că nu doar mașina sau transportul public este un mijloc de transport. Ce aș vrea să mai adaug este că chiar domnul Chironda deseori menționează, deci trebuie să pornim de la întrebarea că mobilitatea urbană este o necesitate și trebuie să ne întrebăm de unde vine necesitatea de mobilitate. Deci, deseori, în loc de a ne gândi cum ducem omul dintr-un capăt a orașului în altul sau dintr-un sector în centru, am putea să ne gândim, dar poate noi am putea face cumva ca acest om să nu aibă necesitatea de a se duce în centru. Poate putem crea toate facilitățile în sector, pe de o parte, dar pe de altă parte am putea cumva și în zona mai centrală să construim locuințe, bine, fără a o distruge, că aici sunt careva controverse. Dar aceste lucruri se rezolvă la nivel de plan urbanistic, la nivel de planuri zonale și așa mai departe. Deci este un set foarte mult mare de documentație la care trebuie de lucrat în acest sens. Mulțumesc, Andrei, pentru intervenție. Evident, ai atins subiectul și planul urbanistic general, la care cred că vom reveni pe parcursul acestei discuții. Și acum, pentru prima intervenție, aș vrea să ofer cuvânt și doamnei Victoria Boțan. Știu că 2 ani în urmă Primăria Chișinău și ONG-urile care reprezintă persoanele cu dizabilități au semnat un angajament astfel încât să creeze un Chișinău accesibil pentru toți. Și evident că mai este mult de lucru, dar am vrut să văd cum apreciați dumneavoastră accesibilitatea municipiului Chișinău și în ce măsură prioritățile persoanelor cu dizabilități sunt reflectate în agenda publică, în reabilitarea infrastructurii și transportului public în municipiul Chișinău. Mersi. Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitație, o discuție într-adevăr foarte interesantă. Cred că la capitolul de accesibilitate, cum au spus și vorbitorii trecuți, este foarte mult de muncit, dar cred că deja, pentru că se organizează astfel de evenimente, înseamnă că mergem înainte. Doar câteva cuvinte despre organizație, deci eu reprezint Asociația Motivație, sunt specialistă în relații publice în cadrul acesteia. Suntem organizații care are o experiență de mai bine de 18 ani în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități.
Și una din direcțiile noastre de bază la moment ca ONG este monitorizarea și promovarea accesibilității, asigurarea accesibilității la nivel de infrastructură pentru persoane din grupuri cu mobilitate redusă. Mă refer aici și persoanele în etate, și persoane cu dizabilități locomotorii, dizabilitate de auz, de vedere, părinții care au copii mici, da? De la 0 până la 3 ani, deja oricum duci cărucior și ai nevoie de accesibilitate. Și multe alte persoane, de fapt e un procent foarte mare de persoane din acest grup și cred că o să mă refer în acest, în discursul meu mai mult la problema sau cum vede, care sunt barierele din perspectiva societății civile față de aceste grupuri de persoane, dacă vorbim despre accesibilitatea transportului, accesibilitatea la infrastructura urbană. Da, au fost rezultate pentru că în 2017 noi, în parteneriat cu Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, pe de o parte, adică motivație cu CDPD, pe de altă parte primăria am avut un acord de colaborare, de fapt ne-am unit forțele și s-a creat platforma Chișinău Accesibil pentru Toți și în cadrul acestei platforme, adică s-a creat și o colaborare. Deci acest acord a dus la pași ulterior și am înțeles că de fapt prin parteneriat este mult mai ușor să faci schimbări reale în oraș. Dar este încă mult de muncit. Atunci când ați spus că adică, public sau cetățenii aleg transportul personal, dacă vorbim despre grupurile cu mobilitate redusă, adică și asta este o provocare. De ce? Pentru că sunt persoane cu dizabilități, de exemplu, care au beneficiat de prevedere legală, care le permite să procure un automobil adaptat în condiții mai avantajoase, dar prevederea nu prea așa are rostul din moment ce persoanele care locuiesc în zonă rurală, la țări, nu au unde să învețe să conducă. Respectiv, pentru asta ei sunt nevoiți să se deplaseze în Chișinău, unde există doar câteva școli autospecializate pentru instruirea conducătorilor, de exemplu, cu mobilitate, de persoane cu dizabilități. Eu, respectiv, tot îmi fac studiile la moment într-o astfel de școală, dar, din păcate, sunt foarte puține astfel de școli care oferă automobile sau oferă adaptare la automobil ca să poți avea la rândul său un automobil adaptat. Dar și la registru, de fapt, atunci când unde dai examen, încă nu există mașini adaptate necesităților persoanelor cu dizabilități. Dacă ne referim la transport public, aici tot sunt provocări. În primul rând, prin faptul că microbuzele din capitală nu sunt adaptate la necesitățile persoanelor din grupul cu mobilitate redusă. Sunt troleibuze adaptate, dar iarăși, cum s-a menționat, ele nu ajung în toate, adică nu acoperă toată raza Chișinăului și respectiv anumite persoane fie că apelează la serviciile de taxi care sunt cu destul de costisitoare, fie că deja cumva încearcă să schimbe, adică iau câteva troleibuze. Dar iarăși, dacă ele nu sunt adaptate, este foarte dificil. Eu personal tot am o problemă a locomotorii și mă strădui totuși să utilizez anume troleibusele mai noi. Este mult mai ușor să urci în ele, scobori, nu am nevoie de ajutor în comparație de cele mai de tip vechi. La fel, dacă vorbim de serviciile de taxi, adică potrivit legii, toți operatorii de taxi au obligația să asigure cel puțin o mașină adaptată transportării persoanelor cu dizabilități care utilizează scaun rulant. Dar în realitate, adică la moment în Chișinău există doar câteva servicii de taxi care oferă mașini adaptate pentru utilizatorii de scaun rulant. Nu știu dacă, Stanislav, aveți ocazia acum să arătați prima imagine din... adică cam v-am expediat câteva imagini. Prima imagine în care o să vedeți cum arată o astfel de mașină adaptată. Și, adică, din rapoartele, din informațiile pe care le-am studiat în ultima perioadă, pot să spun că conform raportului de monitorizare al Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, adică privind implementarea acordului de colaborare dintre Primăria Chișinău și Platforma Civică Chișinău Accesibil pentru Toți,
vorbim despre perioada anilor 2018-2019, adică la capitolul stațiilor de transport au fost constatate un șir de bariere care împiedică integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu mobilitate redusă. Vorbim aici despre lipsa rampelor de acces spre platforma stației și un spațiu suficient de mic între stație și carosabil, ce nu permite manevrarea scaunului rulant. De exemplu, la recomandări, sigur că o să vorbim mai detaliat la capitolul discuții, întrebări, dar una din recomandări ar fi, de exemplu, ca problema accesibilității să fie soluționată ca încă din momentul inițierii unui contract pentru achiziționarea mijloacelor de transport, adică pentru orice tip de transport care se procură de către municipiul Chișinău, în caietul de sarcini, una din condițiile care ar trebui să fie impuse de autoritate contractantă furnizorilor este ca transportul pus la dispoziție să fie unul standardizat, adică conform necesităților persoanelor cu mobilitate redusă. Atunci când vorbim despre mobilitate urbană, înțelegem sigur că un spațiu public care este atractiv, în care vrei să te plimbi, cum a spus și domnul Andrei Tudos, că să vrei să mergi foarte mult pe jos și asta îți aducă plăcere. Dar dacă vorbim despre grupuri cu mobilitate redusă, adică sunt mai multe provocări. Ca exemplu, eu am participat la această cercetare, dar vreau să vă prezint pe scurt câteva concluzii sau constatări a unei cercetări. Ea se numește cercetarea privind identificarea nevoilor persoanelor din grupurile cu mobilitate limitată, în ceea ce privește siguranța traversării străzilor în Chișinău. Această cercetare a fost realizată de Universal Acces RL și Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Acum recent, în perioada mai-iulie 2020, ea nu a fost încă publică, dar cu siguranță că o să aveți fiecare acces la constatări. Eu doar pe scurt o să redau că la cercetare au participat în jur de 100 de persoane și aspectele cheie care au fost abordate în cadrul acestuia este cât de sigură este de fapt percepută a fi circulația prin oraș, atât traversarea străzilor și trecerilor de pietoni de către persoanele cu dizabilități și din grupul persoanelor cu mobilitate redusă, care sunt principalele provocări, care sunt propunerile pietonilor din partea anume acestui grup de persoane cu mobilitate redusă. Și la întrebarea, adică cât de sigură este circulația prin oraș, atât la traversarea străzilor pentru cetățeni, adică, din păcate, 7 din 10 respondenți se simt nesiguri sau chiar în pericol atunci când se deplasează prin oraș, mai ales când traversează strada. Și la întrebarea ce recomandări ați avea pentru a îmbunătăți siguranța circulației pietonilor în intersecție, majoritatea, o bună parte din respondenți au vorbit iarăși cei ce ați menționat și dumneavoastră, adică rampe, borduri coborâte la treceri de pietoni, adică 95% din respondenți au menționat instalarea semafoarelor sonore, a pavajului tactil, dar sunt o mulțime de alte recomandări care cred că aș putea să menționez deja la întrebări. Printre toate ar fi și ca poliția să insiste de fapt la aplicarea regulamentului circulației rutiere și să fie instalate acele camere de luat vedere, să fie aplicate amenzi mai dure pentru șoferi, pentru că chiar și în calitate de șofer, deși încă nu am permis, dar în perioada practică am văzut că se întâmplă foarte multe încălcări și pietonii și fără să aibă probleme locomotorii, adică uneori sunt impuși și la risc atunci când traversează strada. Ne mai vorbim despre că seara sau în perioada când este întuneric, în unele zone ale orașului lipsesc sau instalatoarele care pun limite de viteză tot la trecere de pietoni ar trebui să fie mai mult, pentru că deseori se încalcă. Lumina sau trecerea de pietoni nu sunt suficient de bine luminate și mai multe provocări. Eu cred că pe parcursul discuției o să revenim mai mult. Mersi foarte mult, a fost interesant să auzim aceste date din acest studiu, care într-adevăr confirmă că încă mai este necesar de depus mai mult efort, în special la securizarea trecerilor de pietoni, pentru că inclusiv și adică mulți cetățeni se simt într-o siguranță redusă atunci când încearcă să traverseze strada.
Acum, ați menționat toți care ar fi aceste priorități. Evident, un alt element atunci când discutăm de priorități este și aspectul financiar. Recent, citind ce se întâmplă în multe capitale europene, observăm că inclusiv din cauza pandemiei cauzată de acest virus, tot mai multe agenții metropolitane de transport se confruntă cu un număr redus de pasageri, ceea ce a redus și fluxul resurselor financiare. Și la acest capitol aș vrea să întreb în mod special pe Victor, dar și dacă ceilalți ar dori să intervină, este cum totuși este capabil bugetul municipiului Chișinău să asigure, să financeze această dezvoltare durabilă a mobilității în municipiul Chișinău și dacă nu, care ar fi alte surse potențiale a resurselor financiare pe care am putea să le accesăm, astfel încât să putem să finanțăm toate aceste priorități pe care le-am identificat. Mersi. Bun, la nivel de buget, ce să vă spun? Da, bugetul orașului nu este atât de mare încât să putem să asigurăm acoperirea la toate problemele. Noi suntem acum în căutare de finanțări suplimentare, de identificarea unor posibilități de finanțare pe programe, pe termen lung, astfel încât să nu reparăm pe aici cu alea o stradă sau un trotuar, dar să avem sistematic intervenție planificată ca să ajungem. Nu, noi acum, de fapt, ultimii ani, municipalitatea practic repara ceea ce se destrugea. Noi trebuie să ajungem la un echilibru în care banii investiți în infrastructură să meargă nu pe întreținere și reparația ei, dar deja pe dezvoltare și pe îmbunătățire. Să zic, mare lucru nu trebuie să inventat, putem să preluăm și să aplicăm practicile orașelor care au făcut asta până la noi. Un mare potențial îl reprezintă sistemul de parcare cu plată, care va trebui și ne propunem să-l implementăm în Chișinău, cu condiția creării unui fond municipal de parcare sau un fond municipal de mobilitate în care să fie de expres direcționați banii care provin din taxa de parcare, taxa de amenda pentru încălcarea regimului de parcare sau amenda pentru evacuarea automobilului. Deci acești bani trebuie clar direcționați într-un fond care ulterior va fi folosit doar pentru ceva de genul cum avem fond rutier la nivel de republică. Un fond municipal în care banii să meargă expres pentru îmbunătățirea transportului public, infrastructurii pietonale, amenajarea spațiilor publice, implementarea infrastructurii pentru biciclete și așa mai departe. Pentru că asta este practica internațională. Cei care plătesc pentru parcare, indirect, finanțează îmbunătățirea condițiilor alternative de deplasare, astfel încât în 5, 10, 15 ani să nu mai fii nevoit să folosești mașină, dar să poți folosi deja un transport mai sustenabil. Asta ar fi o sursă importantă. De asemenea, trebuie să îmbunătățim capacitatea transportului public de a colecta venituri. Asta înseamnă neapărat, și se discută deja și este cumva aprobat la nivel politic, ajustarea tarifelor pentru transportul public, astfel încât să putem are, deci, de întreținerea transportului și cheltuielilor operaționale ale transportului public, pentru că acum în mare măsură este subvenționat. De asta, odată cu sporirea tarifelor sau cu ajustarea acestor tarife la prețul real, trebuie să implementăm și taxarea electronică și biletul unic de călătorie, inclusiv cu abonamente, cu mecanism de abonament lunar sau bilunar sau trimestrial sau anual.
ca să putem încuraja oamenii să facă, să-i fidelizăm, să zic așa. Deci să-i fidelizăm față de transportul public. Atunci când persoana plătește un abonament, el este încurajat să folosească mai des transportul public. În acest sens, vor spori veniturile la întreprinderile sau la operatorii de transport public și ei vor putea deja din sursele proprii să-și modernizeze rețeaua, să zicem, de contact, să facă investiții în stațiile de tracțiune, să facă anumite investiții în, însăși unitățile de transport, să facă investiții în chestii terțe de îmbunătățire și așa mai departe, aplicații de tot soiul și tot așa. Astea ar fi două surse de finanțare importante. Cu cât mai mulți oameni folosesc transportul public, cu atât el este mai bine plătit, cu atât există mai mulți bani ca să facă investiții, ca el să devină mai bun și cu atât mai mult crește numărul de călători în transportul public. Și asta este un cerc așa pozitiv în care fiecare măsură încurajează apariția altor măsuri de îmbunătățire a transportului public. Așa lucrează sistemele în întreaga lume. Iar cei care folosesc mașina sunt încurajați invers să folosească mai puțin mașina prin diferite măsuri de descurajare, cum ar fi taxa pentru parcare, diferite penalități, taxa pentru acces în zona centrală sau în zone speciale, taxa de rezident care deține automobil, deci multe alte, sau taxa pe automobilul suplimentar în familie, de exemplu, dacă noi avem deja multe familii care au două sau mai multe automobile, sau taxa pentru volumul motorului, taxa locală adițională, toate aceste suprataxări pot merge în bugetul municipal. Ulterior, bugetul municipalitatea poate să investească într-o dezvoltare mai bună a infrastructurii rutiere, a infrastructurii pietonale sau a infrastructurii de biciclete. Evident, la aceste investiții se adaugă și, sau la aceste surse de finanțare, se adaugă și posibilitatea de creditare la băncile străine, la băncile locale, posibilitatea parteneriatelor publice-private, în care agenții economici vin și investesc într-unul sau alt proiect și cumva acoperă aceste cheltuieli, după care și le întorc din activitatea operațională sau din profit. Sunt multe formate și mecanisme prin care pot fi finanțate aceste măsuri, dar este foarte important ca aceste, deci, cum spuneam la început, să existe claritate ce vrem să facem, spre ce tindem, care sunt obiectivele pe care vrem să le atingem și pe de altă parte cum facem asta sistematic, pas cu pas, nu haotic de la an la an în funcție de anumite negocieri politice sau de dorința, nu știu, primarului sau viceprimarului. Politicile municipale trebuie să fie de termen mediu și lung, în mare parte, trebuie să fie previzibile și, să zic așa, planificate pe pași concreți. Fiecare măsură implementată trebuie să vină în realizarea unui obiectiv major setat. Să zicem, să ajungem la o structură a mobilității în care 60% din călătoriile, din deplasările prin oraș se fac cu transportul public. Iată, asta ar fi un obiectiv spre care noi ar putea să tindem în următorii 5-10 ani și să diminuăm numărul de deplasări cu automobilul. Toate politicile respective și finanțările și proiectele pe care le vom face ulterior trebuie să vină în concordanță cu acest obiectiv. Și atunci municipalitatea va putea analiza ceea ce facem noi vine să acopere acest obiectiv sau din contra încurcă la realizarea lui. Mersi, eu doar aici două întrebări de concretizare. Există deja, putem să spunem că există un angajament că din anul viitor vom avea etichetare electronică și un regim cu parcări de plată în municipiu Chișinău? Evident, există nu doar angajament, există și lucruri care se face, el nu este atât de vizibil pentru că se lucrează la nivel de identificarea formatului, identificarea sau stabilirea cadrului legal,
Există grupuri de lucru create pentru fiecare măsură, făcute din consilieri, din experți, care cumva monitorizează aceste procese, ne le propunem să fie la maximum transparente și corecte. Cu taxarea electronică suntem la etapa studiului de fezabilitate, ca să fundamentăm foarte clar formatul de parteneriat public-privat pe care Consiliul Municipal ne-a însărcinat să-l realizăm. Și imediat ce vom avea studiul de fezabilitate, putem procede la următoarea etapă de identificare a operatorului care va veni deja cu implementarea. La etapa de, la ceea ce ține de parcări, situația e un pic mai complexă, pentru că sistemul de parcare cu plată este așa un fel de, are și componenta cadrului legal și normativ care trebuie schimbate, ca noi, municipalitatea, să putem percepe taxa de parcare, să putem aplica amenzi în numele municipalității pentru încălcarea regimului de parcare și să putem direcționa acești bani în bugetul municipal. Pentru că acum, dacă vine poliția, de exemplu, ca unic agent constatator care poate pune amendă pentru încălcarea regimului de parcare, acești bani se duc în bugetul central și municipalitatea nu va avea nimic de câștigat din ei. De asta, în spatele a ceea ce vedem noi în stradă, da, unde stă taxarea, sau aparatul ăsta de taxare, de plată, sau stau acești agenți de parcare care percep plata, în spatele acestui sistem stă o complexitate întreagă de măsuri care trebuie pregătite, bine gândite, foarte clar adaptate la cadrul legal, ca să putem pe urmă să nu... Să nu existe posibilitatea de contestare în instanță, de exemplu, a amenzii de parcare, cum s-a întâmplat cu contestarea amenzilor pentru încălcarea regimului de viteză. Știți că la noi oamenii sunt foarte șmecheri și foarte rapid găsesc diferite soluții de evitare a regulilor stabilite de către autorități. De asta lucrurile trebuie să foarte bine gândite. Și atunci când vom ajunge la implementare, să fim siguri că asta va lucra. Pe de o parte, în același timp ne propunem să facem anumite măsuri de testare, măsuri pilot, care le vom face în zona centrală a orașului și vor presupune crearea acestor parcaje și delimitarea lor, așa cum a fost propus în studiul realizat de IPRE, de tine, Stas, mai devreme, să amenajăm acele parcaje în stradă, să le sistematizăm, să le marcăm cu marcaj și cu semnalizare, astfel încât să fie clar, aici se poate de parcat, aici nu se poate de parcat. Și deja cu ajutorul poliției să asigurăm respectarea acestui regim de parcare, cel puțin pe câteva străzi centrale. Știți probabil că strada Pușkin, Bodoni, Ștefan cel Mare și Mateievici au fost anunțate ca străzi cu regim restricționat de parcare. Ați văzut că am eliberat practic toate trotuarele de parcări. Am avut o reticență și o rezistență mare a rezidenților din preajmă, a agenților economici, care practic aveau nevoie de aceste locuri de parcare. Însă am decis că aceste străzi să fie străzi de circulație, străzi de tranzit, cu prioritatea circulației transportului public, bicicletelor, pietonilor, iar mașinile deja să folosească celelalte străzi adiacente. Ca să avem măcar câteva artere în zona centrală pe care circulația să fie permanentă, fără oprire, fără ambuteiaje și fără tot felul de impedimente de circulație. De asta am focusat reparația trotuarelor pe aceste străzi. Vom merge, când va fi finisată reparația trotuarelor, se va aplica marcajul pentru banda dedicată, va fi reorganizat un pic circulația în câteva zone cheie. Aceste măsuri sunt acum în proiectare, în pregătire, ele vor fi publicate, consultate public, adică toată lumea va fi implicată, evident. Dar planul este cam acesta la etapa actuală. Ulterior, aceste străzi unde transportul public are prioritate vor fi extinse ca să asigurăm o conexiune mai bună între sectoare, o conexiune rapidă între diferite zone ale orașului pe anumite tronsoane. Iar deja celelalte străzi să fie
pentru circulația automobilelor. Iarăși, în măsura în care permite capacitatea străzii sau capacitatea de trafic, să zic. Mersi, mersi foarte mult, Victor, pentru un răspuns exhaustiv. Într-adevăr, mă bucur că, într-adevăr, ar exista surse potențiale de finanțare care să ne ajute să îmbunătățim aspectele în Chișinău. Trecând la Cristina, tu ai menționat un pic tot despre consultările publice. Acum știu că primăria mea are o experiență mare în implicarea cetățenilor și aș vrea să o întreb pe Cristina, cum ar putea cetățenii să se implice mai mult în dezvoltarea sau în dezvoltarea politicilor de transport? Pentru că, așa cum am menționat, unul dintre obiectivele Săptămânii Europene a Mobilității este inclusiv crearea acestui cadru inclusiv. Și adică, știind că ai această experiență și organizația ta are această experiență, am vrut să întreb cum pot cetățenii să se implice mai mult, în care ar fi posibilitățile și oportunitățile pentru cetățeni în implicarea discuțiilor pe anume în domeniul politicilor de transport. Stasi, eu încerc scuze, eu sunt nevoit să fug, am altă ședință setată și în caz că o să fie anumite întrebări care să parvină, eu sunt gata să răspund la ele ulterior, ori să-mi fie transmise pe e-mail sau cumva separat. Bine, mersi foarte mult, apreciem participarea și îți urăm succes în implementarea acelor priorități pe care le vine stabilit. Mersi. Da, Cristina, te rog. Dacă o să-mi permit, să mă refer un pic și la întrebarea precedentă, pentru că, de fapt, atunci când vorbim de implicarea locuitorilor, asta tot implică anumite costuri. Și, în special, costurile astea sunt foarte mari atunci când cetățenii sunt ignorați. Și dacă tot vorbim de mobilitate și de accesibilitate, cu siguranță Victoria o să ne poată oferi mai multe detalii despre următorul caz. Este vorba despre bulevardul Ștefan cel Mare, care a fost reabilitat fără să luăm în considerație cele normative de accesibilitate, iar ulterior ne-am trezit în situația în care noi trebuie să refacem lucrările, care presupun iarăși costuri adiționale. Exact cum spunea Victoria anterior, că procurăm anumite unități de transport fără să setăm din start anumite normative, anumite necesități de accesibilitate. Și apoi suntem în situația în care trebuie să găsim unități adiționale sau să le înlocuim pe cele care deja le-am procurat. Deci acesta este, de fapt, costul neimplicării și neconsultării locuitorilor. Pentru că nimeni nu cunoaște mai bine care sunt necesitățile noastre decât persoanele care zi de zi circulă cu acel transport public sau sunt nevoiți să ocolească mașinile pentru ca să se poată deplasa pe un trotuar prea îngust pentru cărucior. Respectiv, consultarea publică este de fapt și o oportunitate pentru autorități ca să se asigure că proiectele pe care ei le-au planificat, le-au proiectat, sunt conforme, sunt utile pentru cetățeni, că nu au scăpat niciun aspect foarte important, să îmbunătățească aceste proiecte. Și ele trebuie făcute la toate etapele. Din momentul în care se începe gândirea unui proiect, deja trebuie să fie colectate acele necesități din partea locuitorilor. Locuitorii nu trebuie lăsați pur și simplu să vadă un document final în care ei ar putea să facă anumite sugestii, dar ulterior sugestiile astea să fie ignorate. Proiect care se pune într-un PDF scanat, neaccesibil, pe site, care trebuie să accesez 3 sau 4 clicuri, asta dacă știi unde să cauți, ca să ajungi la rubrica transparență decizională, să ghicești dacă trebuie să alegi între transparență decizională, acolo sunt dezbateri și consultări publice, să găsești rubrica care îți trebuie, ulterior să găsești proiectul care cine știe când a fost publicat, dacă a fost publicat. Deci, practic, ca să fii un cetățean implicat acum în Chișinău, aceasta trebuie să fie un job de dimineață până seara, să urmărești paginile autorităților. Iată de ce locuitorii nu sunt interesați să se implice sau se duc la o consultare publică și acolo toată lumea se ceartă. Autoritățile poate să le reproșeze că ei nu sunt specialiști în domeniul transportului public sau proiectării de clădiri și respectiv ei nu cunosc anumite lucruri și tot aceasta descurajează locuitorii. Deci ceea ce trebuie de făcut acum la nivel de municipalitate este să găsim un nou format de a desfășura aceste consultări publice care sunt bine moderate, care sunt la ore când cetățenii sunt disponibili, deci după lucru sau în zilele din weekend, care să fie într-un loc accesibil pentru cât mai multă lume, ca să poată participa. Inclusiv să prevedem opțiunea de a le face online pentru cei care nu se pot conecta sau nu pot ajunge cumva fizic la acele consultări.
Să asigurăm că toată informația este de asemenea într-un format accesibil, cu un limbaj cât mai simplu, cât mai puțin tehnic, ca oamenii să nu trebuiască să stea alături cu codul urbanistic și cu alte normative, cu dicționarul, ca să înțeleagă despre ce este vorba. Toate aceste fișe de proiect, de asemenea, să nu fie tehnice, dacă sunt prevăzute pentru consultări, pentru că oamenii nu înțeleg toate codurile care le văd, R7, R2, de asemenea să fie cu explicații, astfel încât oamenii să fie interesați să participe la aceste consultări, care, din nou, repet, trebuie să fie moderate bine, cu niște reguli foarte clare și să se respecte toate procedurile. Noi uneori obosim poate să vorbim de importanța procedurilor, de a pune anunțul la timp, de a-l distribui, dar aceasta este o etapă foarte importantă ca să nu ajungem ulterior să spunem că ei, locuitorilor, nu le pasă și ei nu se implică. Mersi. Deci mă bucur să aud că într-adevăr confirm că există interes din partea cetățenilor, dar este nevoie de mai mult efort din partea autorităților locale în a simplifica toate aceste aspecte pentru a asigura acest grad înalt de consultare, de a plasa documentele într-un format lizibil, de a asigura accesul la date și toate acestea sunt condiții esențiale pentru a asigura gradul înalt de participare. Deci, sugestia ta ar fi cetățenii să urmărească pagine și să se implice în acele consultări publice care sunt desfășurate. Da, da. Desigur, este și datoria noastră ca cetățeni ca să urmărim ceea ce se întâmplă, să ne implicăm, dar cred că este în primul rând datoria autorităților ca ei să comunice despre aceste oportunități de implicare și să o facă cât mai divers, inclusiv să pună notițe în grupurile de Facebook sau să ne lase scrisori cu invitație în poșta noastră fizică atunci când este vorba de o discuție despre, nu știu, construcția unui bloc în apropierea blocului nostru de locuit. Deci astea sunt modalități prin care se poate de ajuns la cetățeni. În 2019, împreună cu organizația, am făcut mai multe tentative de consultări publice. Erau, de fapt, discuții publice, pentru că nu pretindeam a fi autoritate care organizează consultări conform tuturor procedurilor, însă scopul acestor discuții a fost ca să testăm diferite formate. Și una dintre concluziile pe care le-am luat din această experiență este că atunci când consultările se fac aproape de oameni, chiar în ograda lor, când îi le aduci informația cât mai accesibil în cutia poștală, pe mecanismele de comunicare online pe care ei le folosesc, este mai mare probabilitatea că oamenii o să participe. Dar foarte important este să nu se limiteze doar la implicarea și participarea lor atunci. Dacă eu am participat la o consultare publică, eu vreau să știu care este efectul participării mele, ce s-a decis, să văd acel proces verbal, să văd ce decizie s-a adoptat în baza consultărilor, ce urmează acolo să se construiască, să se reamenajeze. Scuze, Andrei, am văzut că doresc să zic. De acord, și noi vom încuraja autoritățile locale, într-adevăr, să vină cu acel feedback ca urmare a celor discuții, pentru că dacă cetățeanul depune timp și efort de a se implica, el vrea să știe cum a fost utilizată contribuția așa și ce s-a realizat și ce anume va fi schimbat. Andrei, dacă eu doream să dau altă întrebare, dar dacă vrei să contribui la această întrebare, te rog. Vreau să spun despre o experiență cu consultările publice, dacă tot s-a ajuns la asta, dar cred că o să ne abatem prea mult la subiect. Ok. Adică întrebarea pentru tine era, știu cum am spus, tu gestionezi și pagina Orașul pentru Oameni, ești activ, foarte activ pe rețele de socializare și deseori discuții fierbință pe rețele de socializare apar atunci când se dorește să fie construit un bloc nou și ce se întâmplă cu locurile de parcare. Unii spun că fiecare apartament trebuie să fie asigurat cu loc de parcare, unii spun că nu ar trebui să fie asigurat. Din experiența ta, care totuși, cum abordăm această problemă? Obligăm dezvoltatorii să construiască aceste locuri de parcare sau totuși lăsăm ideea că oamenii ar trebui să fie interesați să identifice locuri de parcare? Din punctul tău de vedere, cum crezi că ar trebui autorități locale să rezolve această problemă și cum găsim un echilibru în acest aspect? Dacă
Poți răspunde la această întrebare, mersi. Da, deci unul dintre subiectele pe care eu îl promovam în mai multe articole și mai multe postări pe pagina mea este că după practica multor orașe, minimul de parcaje, adică numărul minim de locuri de parcare construite la un anumit număr de apartamente, se înlocuiește cu un maxim de parcaje. Adică, până oară, dacă la noi, acum pentru fiecare 10 apartamente se cer minimum 7 locuri de parcare, sunt orașe care fac invers, la, să zicem, la fiecare 10 apartamente se permite construcția maxim 10 locuri de parcare sau maxim 7-8 locuri de parcare. Este o practică, să zic așa, controversată, pentru că, cum se spune la noi, este un băț cu două capete. Pe de o parte, noi am vrea să asigurăm cu locuri de parcare fiecare familie, pentru că proprietarii de mașini să nu le lase afară în stradă sau pe gazon sau în curtea blocului. Deci, și am vrea să fie ca toate aceste locuri de parcare să fie în subterana blocului, să zicem. Dar acest lucru cumva stimulează oamenii să-și cumpere un automobil, pentru că locuri de parcare sunt. Practica inversă este că autoritățile limitează numărul maxim de parcare, de locuri de parcare, pentru ca oamenii să nu-și cumpere mașini și să aleg parcarea mașinii să fie un lucru complicat, astfel oamenii se opteze pentru transport public, mersul pe jos sau cu bicicleta. Să zic că acum să trecem de la practica parcajelor minime la practica parcajelor maxime ar fi prea devreme. De ce o spun asta? Pentru că înainte de a face acest lucru, noi trebuie să punem la punct careva lucruri. Trebuie să punem la punct problema cu poliția municipală, ca primăria să poată aplica amenzi, să poată evacua automobilele. Să reglementăm bine, cum a spus Victor, taxa de rezident, fondul de mobilitate urbană, ca toate aceste amenzi să meargă în bugetul primăriei, dar nu în bugetul de stat. Să decidem cine evacuează mașinile, unde evacuează mașinile. Atâta timp cât noi nu punem la punct aceste lucruri și construim blocuri fără locuri de parcare, noi ne vom pomeni cu toate aceste mașini parcate în stradă sau pe trotuare, pe gazon și așa mai departe. Odată ce avem aceste practici bine funcționale, mă refer la parcarea cu plată și sancționarea corespunzătoare, noi am putea începe limita numărul de parcaje pentru construcțiile noi, să zicem, am putea începe de la zona centrală, pentru că, să fim așa sinceri, trăind în zona centrală și având toate amenitățile, toate lucrurile de care ai nevoie zi de zi la distanță de mers pe jos 5-10 minute, atunci apar multe familii care își dau seama că poate nici nu au nevoie de mașină. Sau pot păstra mașina undeva într-un garaj la periferia localității. Deci asta și este sensul la parcajele maxime. Să reducem numărul de mașini și numărul locurilor de parcare, mai ales în centru. Deci asta ar fi o soluție, dar așa cum spui tu, este o soluție care nu poate fi aplicată la moment, dar eventual trebuie după anumite activități de ajustare, eventual și primăria municipiului Chișinău va trebui să ia o asemenea decizie, o decizie similară luată cu alte autorități locale de pe continentul european. Mersi pentru intervenție.
Acușa, acum vrea să revin la Victoria. Tu, dacă dorești să intervii pe subiectele care am discutat anterior, o poți face. Totodată aș vrea în intervenția ta să te referi un pic care ar fi, tu ai menționat mai multe provocări, probleme și care ar fi poate câteva soluții pe care noi le putem recomanda pentru autoritatea locală, pentru ca în viitorul an să creștem acest grad de accesibilitate și Chișinău să devină unul accesibil pentru toți. Vă mulțumesc! Eu încât să adaug doar câteva cuvinte la procesul de consultare publică despre care a vorbit și Cristina. Este foarte important și mai ales la etapa de proiect, nu să fie consultați cetățenii sau societatea civilă atunci când deja un obiect este dat în exploatare, cum de exemplu s-a întâmplat cu renovarea subteranei de la shopping, de la mall, da? De lângă stația de trolebus, Spital Clinic Municipal numărul 1, lângă mall. Pentru că atunci când la fața, adică s-a vorbit despre renovarea acestei subterane, s-a arătat imagini, într-adevăr arată destul de fain, dar când platforma, adică membrii societății civile, au mers pe loc și au văzut care este situația, de fapt această subterană s-a dovedit a fi impracticabilă. Și asta au arătat și imagini, adică colegii mei în scaunul lounge au încercat să urce și nu era nicio posibilitate să accesezi această subterană. Deci poate fi ca soluție, de exemplu, s-a vorbit mult despre finanțare, corect, într-adevăr, sunt anumite schimbări care necesită o finanțare destul de mare, dar nu chiar, adică nu toată mobilitatea și accesibilizarea orașului necesită sume foarte mari de bani. De exemplu, unele îmbunătățiri care au fost menționate de către participanții la acea cercetare despre care v-am vorbit-o, a constat, de exemplu, s-a discutat acolo despre instalarea semafoarelor sonore care anunță ce stradă poți să traversezi. De exemplu, s-a aprins culoarea verde a semaforului, puteți traversa strada Columna. Adică e doar un mesaj care ajută și mai mult persoanele care utilizează aceste semafoare sonore. La fel să fie cumva și reglat volumul sunetului, pentru că dimineața și seara, eu cred că persoanele care trăiesc pe teritoriu, pentru dânsi este deja deranjant și sunetul nu este tare plăcut. Hai să spunem așa. Să fie instalate la fel semafoarele cu buton la trecerile fără semafor. De asemenea, alături de trecerile de subterane să fie amenajate și trecerile la nivelul solului, pentru ca intersecția să fie accesibilă și pentru persoanele din grupuri cu mobilitate redusă. Pentru că, iarăși, noi avem foarte puține subterane care putem spune că sunt accesibile, respectiv oamenii ar trebui să aibă alternative, dar nu cumva să facă un conjur, un stres de, nu știu, câteva sute de metri, dacă nu știu, kilometru. De asemenea, o prioritate ar fi, desigur, cum s-a mai discutat, dar nu putem să ne repetăm, și înăturarea mașinilor parcate pe trotuar, pe gazoane sau unde mai sunt ele parcate, care reprezintă obstacol pentru aceste persoane, să nu fie borduși scări pe trotuar, trotuarele să aibă lățimea suficientă care să fie traversate de către un utilizator de scaun rulant. Dar nu vorbesc doar de persoane cu dizabilități, chiar și părinții care au copii mici, eu cred că sunt aceeași costură, că nu pot să încapă pe cel trotuar, pentru că mașinile deja ocupă foarte mult spațiu. Să fie iluminate trecerea de pietoni, în spații aglomerate sau unde e trotuar îngust, depus un gard de protecție din partea carosabilului și trotuar. La fel să fie îmbunătățită vizibilitatea trecerilor de pietoni, de exemplu să fie un contrast vizual, adică culorile roșu și alb sau roșu și galben, ca exemplu. Da, adică s-a vorbit, sunt foarte multe chestii care încă am putea menționa, dar printre concluzii, printre respondenții acelei cercetări, de exemplu, am mai spus că majoritatea percep ca traversarea străzii ca o chestie destul de periculoasă și chiar dacă 72% din persoane se simt nesigure și chiar în pericol traversarea străzilor în capitală, conform cercetării despre care am menționat mai sus, iar restul persoanelor consideră acceptabilă
Și nici o persoană din grupuri cu mobilitate redusă din studiu nu a apreciat traversarea străzilor ca fiind una sigură sau foarte sigură pentru traversare. Respectiv, adică încă mai este de lucrat. Și eu cred că prin aceste discuții noi o să reușim cumva, prin, cum a mai menționat și Cristina, prin atragerea cetățenilor, atragerea societății civile, prin simplificarea poate limbajului și mesajelor menționate, că nu toți știu ce înseamnă cod sau care sunt normativele, dar totuși fiecare cetățean atunci când dacă participă la aceste consultări, cumva vrea să vadă rezultatul, cum el a putut contribui. Și iarăși, eu cred că putem să responsabilizăm oamenii prin implicarea lor directă, să fie cel mai eficient mijloc, pentru că dacă doar auzi că cineva face pentru anumit grup sau dacă nu vorbești despre provocările care sunt și nu reprezinți interesele tale ca cetățean, ca persoană, nu știu, fie dintr-un grup, nu contează, atunci schimbările vin mult mai greu. Dar sigur că în colaborare este mult mai ușor și din parteneriat și cu lucru cu colaborarea dintre primăria Chișinău și organizațiile societății civile, da, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, noi motivație, adică noi am înțeles că este mult mai ușor atunci când se merge în colaborare și se discută despre problemele care sunt la momentul de față. Mersi, aici doar aș vrea să adaug că, într-adevăr, problema cu trecerea de pietoni există. Recent chiar am scris o notă analitică la subiect și cauza principală a accidentelor în municipiul Chișinău este neacordarea priorității pietonilor și aceasta, comparație chiar cu 2 ani urmă, a crescut cu 10%, deci aproximativ 26% din toate accidentele în municipiul Chișinău sunt generate anume de neacordarea priorității față de pietoni. Și așa cum am menționat tu, sunt mai multe aspecte care ar putea să fie implementate pentru a îmbunătăți securitatea la traversarea străzilor. Acum aș avea o altă întrebare pentru Cristina. Ai menționat de implicare cetățenilor, consultarea, documentele care sunt aprobate, dar deseori totuși parcă pentru autorități locale este dificil de implementat exact documentul pe care ei l-au aprobat. Chiar și a fost menționat cazul subteranei de la MOL, unde inițial era înțelegerea că va fi una foarte accesibilă, iar ulterior în executare a ieșit un pic diferit. Din experiența ta sau organizației tale în conlucrare cu autorități locale, de ce totuși este atât de dificil de făcut pasul ăsta de la un document aprobat la o strategie, la o realizare cum se cade? Adică există deficiențe în înțelegere, competențe scăzute, resurse financiare limitate sau care crezi tu că ar fi acele impedimente care nu permit autorităților realizarea într-un tocmai a proiectului așa cum el a fost gândit inițial? Cu siguranță sunt toate cele menționate de către tine anterior. Evident că partea financiară este un aspect care este foarte important pentru municipalitate atunci când decide să implementeze un anumit proiect. Este și o lipsă, probabil, și uneori de viziune și competențe, pentru că noi știm ce trebuie de făcut, dar mai puțin cum asta trebuie de făcut. Deci avem nevoie să creștem capacitățile din management, capacitățile acelor întreprinderi care implementează proiectele primăriei, deci agențiile care se subordonează direct primăriei, dar cred că este și aspectul lipsei de comunicare sau uneori comunicării eficiente, pentru că cred că foarte multe din aspectele care devin ulterior controversate și foarte discutate în presă pot să fie evitate dacă se comunica pe parcurs dinspre apariția acestor probleme, se făceau astfel de discuții publică sau fiși cu ușile închise cu acele organizații care ar putea cumva să contribuie și se încerca împreună identificarea unor soluții. Și chiar dacă ulterior poate nu se găsea acea soluție dorită sau se găsea un compromis care doar parțial satisface anumite necesități, oricum faptul că procesul dat era să fie comunicat pe tot parcursul, că oamenii erau să fie implicați, cred că ar fi schimbat mult și atitudinea locuitorilor ulterior față de acest aspect. Mersi, mersi foarte mult.
Andrei, am văzut din postările tale că recent ai fost implicat în vopsirea și reamenajarea scoarului de pe strada Dacia și Zilinski. Mi s-a părut o inițiativă extrem de interesantă și binevenită pentru municipiul Chișinău. Adică a vrut să văd cum sau cui a venit această idee, inițiativă și dacă este ceva care ar putea să fie replicat și în alte sectoare sau este doar o inițiativă singulară care a fi acolo sau există o viziune în acest sens pentru a replica aceste desene inclusiv și în alte sectoare pentru securizare. Deci pictura de la intersecția străzii Dacia cu Dacia cu Zilinski a fost realizată la inițiativa Platformei Urbane, organizația Platforma Urbană și cu suportul Automobilist Club Moldova și suportul financiară UNDP. Ne-a ajutat aici și Pretura Botanică cu diferite unelte, cu bolarsii care i-am instalat pe pături. Pentru Chișinău, un astfel de proiect a fost o, să zic, o premieră, prima experiență a fost pentru noi. Chiar în ziua aceea eram bucuros să auzim de la mulți trecători mulțumiri, să auzim că le place ceea ce se face. Chiar dacă unii parcau mașina acolo și acum nu vor mai putea face, oricum se bucurau pentru acel spațiu. Chiar a doua zi am avut discuții cu alți participanți. Vorbeam între noi că ne-a plăcut și nouă ceea ce s-a primit și am vrea să replicăm și în alte spații această practică, să venim cu idei și să proiectăm, să schițăm ceva, revitalizarea altor spații din oraș. Și chiar săptămâna aceasta urmează să mă întâlnesc cu cineva de la Platforma Urbană, să schițăm niște idei și sperăm să reușim să facem ceva până la ziua orașului. Sper să se primească, cu toate că nu pot să dau nicio garanție, dar cu la sigur vom veni cu idei asemănătoare anul viitor și sperăm să avem suportul primăriei, chiar poate să avem o linie de buget pentru astfel de proiecte. Asta e. Oh, mersi, pentru că am spus, mi s-a părut și mie o inițiativă foarte interesantă și care aduce și mai multe securitate și siguranță la trecerea pietoni și chiar și culoare pentru municipiul Chișinău și într-adevăr sperăm că astfel de inițiative să poate fi regăsite inclusiv prin suportul financiar, așa cum menționat și Cristina anterior. Chiar și inițiativele bune, consultarea bună, într-adevăr, necesită, implic și anumite costuri și ar fi extrem de bine ca autoritățile municipale să recunoască acest lucru și să poată să planifice eventual aceste elemente și în contextul în care de grabă se va începe procesul de elaborare a proiectului de buget pentru anul viitor, ca urmare și acestei discuții, noi vom încerca să sistematizăm principalele concluzii și să oferim aceste recomandări pentru primăria municipiului Chișinău. Da, Victoria, ai dorit să intervii, te rog. Da, eu am dorit, dacă este posibil, nu știu dacă se vor deschide cele imagini care am expediat, chiar dacă puteți încercați să faceți, să partajați ecranul la acele imagini care am expediat. Deci, dacă vorbim despre măsuri specifice pentru îmbunătățirea siguranței, deci în prima imagine vedeți acel exemplu de taxi adaptat, puteți să dați, vă rog, la imaginea numărul 2. Deci, dacă noi vorbim despre măsuri specifice pentru a îmbunătăți siguranța trecerilor de pietoni, adică aceleași recomandări din cercetare, vorbesc despre linia stop avansată, adică asta presupune, după cum vedeți în imagine, că această măsură descurajează pe șoferi că să oprească prea aproape de treceri,
și să blocheze astfel câmpul vizual altor șoferi asupra pietonilor. De asemenea, pietonii pot vedea dacă un vehicul se oprește sau nu și pot lua măsuri preventive pentru a se proteja, pentru a nu numere sub roți. De asemenea, această măsură este recomandată de a fi aplicată în cazul trecerilor neregulate, distres cu două sau mai multe benzi de sens. Respectiv, dacă puteți să dați la următoarea imagine. Deja ține de altă măsură de a îmbunătăți siguranța trecerilor de pietoni, este mărirea vizibilităților, respectiv trecerile de pietoni marcate îi avertizează pe șoferi să fie atenți și indică locurile de trecere preferate pentru pietoni, adică trecerile care sunt poate mai frecvent și care se circulă mai des. Și conform regulamentului circulației rutiere, lipsa marcajului sau a indicatorului, trecerile de pietoni sunt determinate de lățimea trotuarelor în limita intersecției. Totuși, sunt șoferi care pot să nu observe sau să nu cedeze pietonilor și dacă trecerea nu este marcată. Respectiv, acest semn deja cumva indicatorul pune mai mare accent. Vedeți, este un exemplu de model de indicatoare cu LED din București și în SUA, cu mare loc. Așa. La extinderea bordurii sau radii de curbă. Așa. Aici, la trecere de pietoni, presupune extinderea trotuarului și a linii de bordură pe banda de parcare și reducerea lățimii efective a străzii. Și extinderea bordurii trotuarelor poate fi utilizată în calitate de măsură de calmare a traficului și pentru a reduce, adică reducerea raziei curbei. Curburii. Aceste spații mai permit și o delimitare clară a parcării în stradă și adaugă un spațiu la trotuar. Adică cumva un pic ajută la, prin extinderea bordurii, ajută la asigurarea traficului. Și această cerință nu este de una, știm că nu prea se respectă chestia asta de a ține distanța de 5 metri înainte de intersecție. Cumva treceri de pietoni se lasă distanță mai mică uneori sau cumva vizibilitatea se reduce. Și prin aceste de măsuri pot fi valorificate prin extinderea bordurii pentru a îmbunătăți cumva vizibilitatea și siguranța pietonilor. Iarăși în următoarea imagine, dacă puteți să dați la imaginea 5. Așa, vedeți niște insulițe pentru pietoni. Deci, iarăși este un refugiu pentru, mai ales dacă aici, bine că strada nu este atât de lată sau nu are atât de multe benzi, dar în cazul străzilor cu foarte multe benzi, adică, nu știu, chiar și eu personal am sesizat așa problemă că pur și simplu nu reușește cât ține semaforul ca să le treci cumva oricum. Se prinde semnalul roșu la jumătatea străzii și cumva este mai dificil. Și acest benz, eu cred că cumva ar ajuta persoana să aștepte, de exemplu, să traverseze strada în două etape. Aceste insulițe tot ar ajuta. Și cu indicatoarele LED, deja am vorbit despre indicatoarele LED, semafoare pentru, sau semafoare pentru semnalizarea trecerii nedirijate, noi am discutat, care atrag atenție la trecerea de pietoni. Între alte măsuri ar fi și așa. Semafoarele cu semnal sonor, dacă puteți să dați la... Da, anume aici. Deci, altă măsură de îmbunătățire a accesibilității la treceri de pietoni ar fi semafoare cu semnal sonor. Deja am vorbit despre câteva recomandări venite din partea respondenților la această cercetare, care sunt persoane cu dizabilități și grupuri cu mobilitate redusă. Dar și ar fi și coborârea bordurilor și aplicarea pavajului tactil. Dacă să vedem care este imaginea un pic mai jos. Așa, da, anume aici. Și cam asta. Adică sunt suficiente măsuri. Eu cred că ele sunt, de fapt, mai multe, dar eu am încercat cumva mai laconic să dau cele mai de bază. Dar cu siguranță atunci când o să aveți acces la acest studiu, o să aveți toate măsurile detaliat și cred că ar fi un pas înainte dacă măcar o parte dintre acestea din aceste schimbări s-ar implementa. Atât cred că pentru șoferi, cât și pentru pietoni, pentru că, mă rog, este
destul de periculos, mai ales dacă ai și o, nu știu, duci în crucior sau vizibilitatea este redusă, atunci nu prea ai timp pentru manieră. Da, mersi. Andrei, dorești să intervii? Da. Da, printre imaginile care le-a prezentat Victoria erau și niște soluții, cum ar fi extinderea trotuarelor în intersecții, insulițe de siguranță. Apropo, una din imagini era făcută de mine, colajul de pe strada Trandafirilor. Deci astfel de soluții vom încerca anul viitor să le implementăm împreună cu platforma urbană, ceea ce spuneam, niște intervenții cu vopsea și cu piloni sau bolari, cu ceva. Nu doar pe trotuar, cum am făcut-o pe strada Zelinski, dar și pe carosabil, limitând locurile de parcare cu niște piloni în fața trecerilor de pietoni. Vom încerca să facem niște insulițe de siguranță, cum ar fi, de exemplu, pe bulevardul de Cebal avem mai la deal de Geambo și mai la vale de Geambo 6 benzi de circulație. Deci vom încerca niște tentative de acestea, să vedem, să testăm niște soluții pe un bulevard sau altul, după care, dacă se va dovedi soluția eficientă, cu suportul primăriei și a poliției, desigur că le vom replica pe locuri, vom încerca din o intervenție temporară de aceasta cu pilon și vopsea, să încercăm să o facem într-o intervenție permanentă, cu bordură de beton, cu indicatoare rutiere și așa mai departe. Deci, da, vom încerca să începem toate aceste lucruri anul viitor. Deci, este greu, în primul rând, din acel considerent, pentru că Chișinău încă nu are experiență cu astfel de soluții și uneori unii actori implicați în aceasta trebuie să-i convingi că pietonii au nevoie de insuliție, că mașina nu trebuie să parcheze în fața trecerii de pieton și așa mai departe. Aceste lucruri trebuie limitate cumva fizic. Deci, cel mai mult lucru este în a convinge oamenii că ei au nevoie de așa ceva. Și când spui de a convinge oamenii, te referi mă special la funcționarii din direcția transport, din primărie sau care ar fi, de ce există această reticență de a încerca acest proiect pilot, cum spui tu, că deseori este bine să încercăm o modificare, o analizăm în timp și vedem dacă este o soluție care funcționează, este replicată, dacă nu este ceva ce funcționează, încercăm să ajustăm. Deci de unde apare reticența aceasta în implementarea acestor proiecte pilot în Chișinău? Probabil asta vine din cauza rutinei, să zic. Funcționarii au intrat într-o, să zic așa, într-o roată și fac același lucru de ani de zile și știu cum este corect din punctul lor de vedere și deci asta e, merge în continuu același ciclu de activități, da? Și când vii cu o soluție nouă, cu abordare nouă, diferită, unor funcționari le este greu să accepte unele schimbări. Și de ce zic că trebuie să-i convingi? Spun că ați avut o experiență similară probabil și cu iluminarea trecerilor, nu știu. Da, adică întotdeauna este cel mai des noi ne-a confruntat, scuza principală este că fie gostul nu e așa cum trebuie sau elementul de exact respectiv. De ce este întotdeauna, într-adevăr, am încercat să convingem și cum spuneam și anterior, este necesară această implicare constantă a societății civile, a cetățenilor la primărie. Acum avem o întrebare și pe Facebook, să vedem dacă cine ar putea să răspunde. Întreabă care este părerea cu privire la măsurile de restricționare a traficului în zonele centrale, plata cu acces sau, în general, pietonizarea unor porțiuni pentru zilele de weekend. Adică credeți că
Chișinău este gata să introduc ceva de genul cum avem în alte orașe cum Londra, unde accesul în zona centrală să fie doar cu plată, sau dacă putem în weekend să pietonizăm anumite străzi care în zilele săptămânii sunt utilizate de către automobile. Este această nevoie, o dorință din partea cetățenilor și este Chișinău gata pentru o astfel de măsuri sau este încă prea devreme să discutăm despre ele? Aceste măsuri au fost deja testate în alte orașe. Noi știm că ele sunt niște măsuri care încurajează deplasarea în calitate de pieton, de asemenea utilizarea transportului alternativ și limitează accesul automobilelor. Noi știm că ele funcționează. Dacă ele sunt potrivite sau nu pentru Chișinău, din nou, aceasta trebuie să fie subiectul unei discuții foarte largi cu locuitorii care se pronunțe pe acest subiect, să zică cum și închipuie și cum ar vrea ei să aibă loc, de fapt, aceste zile de pietonalizare sau acele limitări, în cazul în care ei nu sunt de acord. De ce nu sunt de acord, să aflăm care sunt principalele aspecte care îi deranjează și dacă poate ele pot fi învăturate și atunci oricum să implementăm aceste proiecte. Și eu cred că de fapt noi nu suntem într-atât de rigizi ca locuitori. Eu țin minte când eram la liceu, au fost astfel de zile de pietonalizare în weekend pe bulevardul Ștefan cel Mare și șoferii respectau și era destul de multă lume și destul de vesel. Am văzut de asemenea cu această bandă dedicată transportului public că chiar dacă este o anumită reticență și anumite frustrări din partea persoanelor care au ieșit cu mașina în oraș și s-au pomenit că s-au făcut aceste schimbări, oricum noi suntem destul de disciplinați și într-un timp relativ scurt ne-am adaptat la noile cerințe. Deci cu siguranță este spațiu pentru ca noi să testăm acele proiecte de care spuneam anterior, dar trebuie de făcut din tâi consultate cu implicarea cât mai multor locuitori. Iar în momentul în care noi lansăm ceva de nou, trebuie de comunicat prin cât mai multe canale, ca să nu fie o surpriză pentru locuitori că, nu știu, troleibuzul nu a trecut pe strada pe care trebuia să treacă. Mersi, puncte foarte valide. Dacă cineva din alți din colegi dorește să intervină tot la această întrebare, Andrei? Da, deci vreau să spun referitor la restricționarea accesului automobililor în centrul orașului sau aplicarea unei taxe. Bine, este aceasta o soluție la care s-a recurs în unele orașe, precum spuneai, precum Londra, mi se pare că și în Singapore ceva asemănător este. Mie, sincer să spun, mi se pare o soluție cam puțin radicală, aș spune, dar și mai greu de implementat față de alte soluții, cum ar fi parcarea cu plată sau benzile dedicate, etc. În primul rând, pentru a face această soluție să funcționeze, noi avem nevoie de poliție locală care să verifice dacă un șofer încalcă sau nu, avem nevoie de camere care vor verifica, să zicem, un act civil pe automobil sau un cartonaș, ceva care stă pe parbrizul mașinii. Este deci o tehnică destul de complicată pentru a gestiona tot acest lucru. În schimb, noi putem limita prin alte metode, putem limita accesul în centru, dând mai puține benzi pentru automobile și făcând benzi dedicate pentru transportul public, și atunci omul va vedea că el ajunge cu transportul public mai rapid sau cu bicicleta decât să stea în ambuteiajă cu mașina. Am putea face parcare cu plată exagerat de scumpă în centrul orașului, astfel că omul să vină în centru doar când are necesitate stringentă, dar va ști că plătește un preț mai mare pentru parcare. Deci, ideea mea este că sunt alte soluții, nu neapărat să facem taxa de intrare în centru. Cu toate că și bine. Este și asta o soluție, dar din punctul meu de vedere nu este cea mai potrivită, să zic. Și o soluție dacă le-am face pe toate celelalte, adică în ordinea priorităților, aceasta nu ar fi ceva care
ar trebui să fie implementat mâine, adică avem alte măsuri, acțiuni care ar putea să fie mai, da, pârghii mai cost eficiente și mai acceptabile de către cetățeni. Victoria, dacă tu ai o părere la subiect, dacă... Nu, deocamdată nu am completări aici, adică sunt în mare parte de acord personal cu ceea ce a spus Andrei. Ok. Văd întrebări mai multe pe Facebook nu au fost și acum, da, deja apropiindu-ne spre încheierea acestei discuții, aș vrea să încheiem pe un subiect pe o notă pozitivă și vizionar. Deci, următoarea întrebare ar fi, cum vedeți transportul, infrastructura din Chișinău, de exemplu, în 10 ani de zile? Credeți că reușim să implementăm acele soluții, sugestii pe care le-am văzut? Și de ce dau aceste 10 ani de zile? Pentru că Victor ne-a confirmat că anul viitor ar trebui să avem, de exemplu, etichetare electronică. Dar procesul de etichetare electronică a fost început exact în anul 2010 și astăzi suntem în 2020 și au trecut 10 ani de zile, iar etichetarea electronică așa și nu a mai fost implementată. Sperăm mult că aceasta va fi implementată anul viitor, dar dacă suntem așa realiști, având în vedere constrângerile și realitățile în care trăim, totuși, cum vedeți dumneavoastră transportul și infrastructura din Chișinău în 10 ani de zile? Dacă cine este mai gata, ar putea să înceapă această rundă. Mi-aș putea să încerc eu? Da, hai, Andrei. Da, nu o să vorbesc despre metrou sau nave spațiale, sigur că, dar aș vedea că peste 10 ani am avea cel puțin pe arteriile principale din fiecare sector benzi dedicate, pe străzi cum ar fi Dacia, Mircea cel Bătrân, Moscovi, Alba Iulia, Ștefan cel Mare, Pușkin și Bodoni. Am scăpat de toate troleibuzele vechi, de până la anii 2000, să avem doar unități noi cu podea joasă și rampe, autobuze de capacitate mare care circulă prin suburbii, o schemă de rutelor de transport înnoită, cum spuneam, care permite transbordarea ușoară, fără a se suprapune multe rute. Am avea acele parcări cu plată, taxare electronică. Privind realist la lucruri, n-aș spune că am putea să o avem anul viitor, taxare electronică. Presupun că anul viitor se va lansa licitația, vom avea câștigătorul, după care cred eu că vreo jumătate sau până la un an ar putea dura implementarea ei, așa că în 2022 sper să o avem. Și mai multe piste pentru bicicliști, aer mai curat, mai puține emisii, cam asta. Mersi, ai spus foarte mea. Multe, sper că dacă colegii mai au ce completa, te rog, Cristina, da. Dacă ne-ai adresat întrebarea, chiar înainte să menționez, deodată m-am gândit la care electronică și la GPS. Dacă nu greșesc, una din ele în 2007 a fost anunțată, alta în 2011. Și atunci noi, practic, timp de 10 ani am așteptat. GPS avem cu probleme, dar avem etichetare electronică încă așteptăm. Probabil din acest motiv se datorează și nivelul meu de scepticism. Cu siguranță lucrurile se îmbunătățească. Ele s-au îmbunătățit chiar și în ultimii 10 ani. Noi vedem noi unități, noi vedem tehnologii noi care se implementează. Se vorbește tot mai mult despre accesibilitate, despre anumite condiții care trebuie asigurate și în transport public și în spațiile publice. Cred că o să crească numărul celor care utilizează transportul alternativ, pentru că deja vedem o tendință în acest sens. Și dacă o să reușim să reabilităm anumite străzi, anumite sectoare, astfel încât să prevedem și condițiile pentru transportul alternativ, cred că o să ne surprindă cât de mulți oameni de Chișinău, de fapt, și-ar dori să circule în acest mod. Sper că lucrurile o să fie mai bine, cum spunea Andrei, și în suburbii, cu autobuze, deși știu care sunt costurile pentru
aceste unități și știu că nu este suficient pur și simplu să alocăm una, două unități noi pentru ca să rezolvăm problema. Deci cred că și peste 10 ani o să vorbim despre problema suburbiilor, dar speranța mea este că deja oricum o să avem o situație mai bună decât acum, poate cu mai puține microbuze din astea mici, vechi, care nu pot fi circulate în siguranță, poate cu o soluție intermediară, cu niște unități mai mari, dar care pot să circule pe absolut toate străzile din suburbii. Infrastructura o să fie mai bună și o să permită deplasarea acestor unități, nu o să se strice la fel de frecvent. Cât despre însăși Chișinău și în special partea de centru, eu cred că, într-adevăr, lucrurile o să fie așa cum le vede Andrei. Mersi, Victoria, dacă ai... Este greu ceva să mai adaug după spusele lui Andrei și a Cristinei, dar cred că, mai ales aici mă alătă la cuvintele lui Andrei când a spus despre cumva să scăpăm de busele vechi, într-adevăr, adică... Dacă și drumurile noastre ar deveni încă mai bune, în afară de accesibilitate și transport, cumva la un nivel deja cum sunt și în alte țări, atunci cred că și noi o să evoluăm cumva ca societate. Mesajul meu ar fi să nu fim indiferenți și să ne implicăm activ în procesele care se întâmplă de consultări, de ce citim la știri, să filtrăm și să cumva să luăm o atitudine activă, să discutăm dacă sunt probleme, să nu închidem ochii la ele, pentru că fără implicarea noastră, cumva schimbările vor întârzia să apară. Și sigur că peste 10 ani, eu cred că aș dori să văd în Chișinău mai verde, cu mai puține mașini și cu mai mult spațiu, ca pietonii să simtă mai în siguranță, ca să existe accesibilitate atât la nivel, dacă pur și simplu te plimbi sau utilizezi, indiferent de transport personal, public, oricare transport n-ar fi, și ca să pot recomanda și altă persoane să vină să-mi viziteze țara, cumva să fie o mândrie atât Chișinău, cât și zonele urbane. Pentru că, iarăși, totul este suntem în interdependență. Mersi! Tot faptul că mai mult ați menționat promovarea sau utilizarea bicicletei, am primit acum o întrebare și știu că, Andrei, tu ești un utilizator activ al bicicletei și dacă nu greșesc, ești și membru în grupul de lucru pentru transportul alternativ, dacă nu greșesc. Deci, o întrebare ar fi, care sunt lucrările planificate pentru anul viitor pentru a promova utilizarea bicicletei ca mijloc de transport și a transportului public? Poate era mai adresat domnului Chiron, dar dacă ești în grupul de lucru, totuși, cât de repede se mișcă sau la ce etapă se află strategie pe care o elaborat și cum este mestul, în cât timp vom avea mai multe piste pentru bicicliști? Da, deci la moment au loc, sunt în desfășurare mai multe proiecte. Știți că duminică a fost prezentat proiectul de reparație a străzii 31 august, care va conecta cele două capete a străzii de la Buicani până la strada Ciuflea. Ulterior, pe strada Ciuflea, strada 31 august, va fi conectată de o parte și a ei, pentru că acum e doar o trecere de pietoni, se va face o intersecție complexă acolo, astfel încât să putem pe o singură pistă de biciclete să ajungem din Valea Trandafirilor până la Dendrariu. Acum la Dendrariu se lucrează la intrarea în parc de la strada Constantin Sterie. Presupun că mai târziu vor fi construite și alte intrări. Sunt acolo careva momente care, bine, puțin lasă de dorit, dar proiectanții la mai multe puncte sunt constrânși de normativele în vigoare, de regulile de circulație rutiere care nu permit, de exemplu, circulația bicicletelor în sensul opus mașinilor, una din probleme.
Alta din probleme este că nu putem face doar o singură bandă pentru automobile. Normativele cer cel puțin două benzi. Sunt unele impedimente care nu ne permit chiar să facem pistele de bicicliști fix ca în Olanda sau în țările. Dar ești optimist că numărul lor va crește în perioada următoare? Da, deci se lucrează la pista de biciclești pe bulevardul nostru cel bătrân. De grabă se vor începe lucrările și pe bulevardul Igor Vieru. Împreună cu, spuneam că lucrăm cu platforma urbană la niște proiecte micuți, așa, de intervenție temporară. Vom încerca amenajarea unei porțiuni de pistă de bicicliști pe bulevardul Dacia. Vom vedea cum se încadrează în parametrii fizici a străzii și dacă vom reuși, vom merge pe tot bulevardul. Și încet, încet, cu porțiuni mici, sper eu că primăria va lucra la interconectarea acestor porțiuni de piste care, bine, mulți acum critică. Ce rezolvă pista aceasta pe 500 de metri de stradă? Sau ce rezolvă cealaltă pistă pe alte 500 de metri de stradă? Deci bucățică cu bucățică se va lucra și apoi se va lucra la interconectarea acestor piste în care creăm o rețea complexă în tot orașul. Mersi foarte mult. Mersi foarte mult, da, sper că domnul Ruslan a primit răspuns, chiar dacă poate pe alocuri parțial, dar așa cum am menționat, deja ne apropiem de încheierea acestui eveniment. Câteva concluzii, așa cum a menționat și Andrei, mă bucur că soluții există și le cunoaște atât societatea civilă cât și autorități publice locale. Nu ar trebui mult să stăm să inventăm soluții magice pentru rezolvarea acestor probleme. Mă bucur că există o anumită deschidere din partea autorităților locale de a încerca cât mai multe proiecte pilot, să vedem ce funcționează în condițiile actuale în municipiu și nou, ceea ce cred că va duce la identificarea unor soluții potrivite contextului local. Mă bucur să văd că avem persoane interesate, se implică în suburbii, în consultări publice, ceea ce mă face să fiu mai optimist cu privire la următorii 10 ani. Așa, deși Cristina a fost un pic mai pesimistă, eu cred că dacă ne vom implica toți, în următorii 10 ani putem să facem un Chișinău accesibil pentru toți și un Chișinău care să dorim să ieșim afară la plimbare. Pentru cei care ne-au urmărit, vă mulțumesc pentru întrebările acordate, mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Amintesc că aceasta a fost cea de-a 8-a videoconferință EU Debates Cafe, organizată de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Evenimentul este organizat împreună în parteneriat cu colegii de la Prives.eu și cu suportul Fundației Hans Eidel. Urmează și alte evenimente în cadrul acestor dezbateri. Dacă doriți să fiți la curent, vă rog să urmăriți pagina noastră de Facebook și pagina ipre.md. Și în mod special aș dori să mulțumesc colegilor care au acceptat să fie astăzi vorbitori. Vă amintesc că a fost doamna Victoria Boțan din partea Asociației Motivației, Andrei Tudos, activist civic și coordonator al paginii Orașul pentru Oameni pe Facebook. Cine nu a dat like ar putea să o facă. Sunt publicate elemente interesante pentru infrastructura și unele soluții care ar putea să fie implementate în municipiul Chișinău și Cristina Voroneanu din partea Asociației Primăria Mea. Și la început a fost și domnul Victor Chironda, care a avut anumite urgențe și s-a retras. Deci vă mulțumesc foarte mult că ați fost împreună cu noi, mulțumesc că ați acceptat să participați și mulțumim pentru răspunsurile oferite. Vă doresc o zi bună și succes în continuare în activitate. Mersi! Mulțumim, mulțumim!